Ok, ne vedem, Liviu, să lucrăm în această sesiune pentru tatăl tău, Simeon. Mi-ai spus câteva cuvinte înainte, este decedat de 23 de ani, sau în condiții mai triste. S-a spânzurat, da? Ce mai putem spune? Că a cam băut, da? În Da. viață. Și bineînțeles că și derivatele acelei stări, da? Consumului de alcool după aceea. S-a manifestat în viața fizică și în familie. Bine. Astea ar fi ce am avea de spus. O să încep inducția. 10, 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. 9. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Opt. Cu fiecare cuvânt al meu și cu fiecare respirația ta, simți cum corpul tău se afundă din ce în ce mai mult. 7. Simți cum spatele tău se îngreunează. 6. Abdomenul este greu. 5. Pieptul este greu. 4. Mâinile sunt grele. 3. Capul este greu. 2. Ochii grei. 1. Din acest moment, Liviu, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu mergi în momentul când ai spus, ai vorbit cu mama ta și ai spus că tu crezi că s-a întâmplat ceva cu tatăl tău. 1, 2, 3. Eram la masă. Da. Afară. Da. Am simțit agitat.
Da. Pe tatăl meu. Hmm? Maica mea pusese ciorbă să mâncăm. Hmm? Iar mai era o nepoată mai mică. Și aveam o toaletă în deal. Elecate am un deal. Da. Și pe timpul același acolo aveam toaleta. Și el a plecat acolo la toaletă și a durat ceva timp. Nu știu, a durat. Și nu sunt să mănânc. Nu sunt să mănânc. Asta ce pe el. Și am luat o lingură de supă și mi s-a oprit supa în gât. Și zic, mamă, s-a întâmplat ceva, cred că a murit. N-a mai durat mult, cred că ceva secunde. Și o vecină l-a văzut, dar a început să fie. Mișcă un pic microfonul, că se aude întrerupt, Liviu. E undeva, nu știu pe unde. Da. A, uite, acum se aude bine, așa. Ok. Acum, uite, am să număr de la 1 la 3. Tu percepi ceva acum? Ce percepi în plan ezoteric? Am văzut amintirea, da? Văd un, cred că un reptilian. Așa. Cred că unde l-a doborât. Așa. Da. E plin de sânge reptilianul. Așa. Parcă mănâncă din el. Din tatăl tău, din corpul lui? Da, sau da. Din corpul fizic sau corpul energetic? Din corpul energetic. Ok. Noi o să mergem, eu îți număr de la 1 la 3 și mergem în momentul când sufletul a ieșit din corpul fizic, da? Ok. 1, 2, 3. Da. Ce percepi? Îl văd pe tatăl meu ieșit din corpul. Da. E ieșit deja sau iese? Este ieșit, dar este luat de doi reptilieni. Așa. Și ce se întâmplă mai departe? E ilegal, nu poate să facă nimic. Ok. Și ce fac ăștia reptilieni? Îl duc undeva? Da, da, pleacă cu el. Așa. Dar mai este unul mare lângă corpul fizic. Așa. Și e, parcă ăsta e mai... șef sau ce? Da, mai agresiv. Tot reptilian? Tot reptilian, da. Mai agresiv, adică e plin de... în gură e plin de sânge. Uh-huh. Parcă s-a urat ceva din partea corpul fizică. Energetic, da? Da, da, da. Și până la urmă, deci după aceea l-au luat ăștia doi mai mici, da, reptilieni? Da, da, l-au luat, da. Și vine și al treilea din urmă. Așa. Și mai departe, derulăm și mergem înainte, scenă. Da. Au ajuns undeva într-un... unde e foc, piatră. Așa. Spațiu, lumea țipă, urlă. Așa. E multă durere în locul ăsta aici. E un nivel cu minus, da? Da. Dureros. Da. Prima dată mi-a venit 4, acum vine minus 8. Așa. Bravo. Deci într-un nivel cu minus 8. Da. Ăștia reptilienii mai sunt? Au aceeași formă sau s-au schimbat? Aici sunt îmbrăcați în niște roabe negre. Da. Și sunt, parcă sunt arși așa. E multă tăciune, e mult cărbune ars. Parcă da. Mergi pe jar, așa e. Da. Dar e cărbune stins sau... Da, da, e stins cu apă. Da, da, e stins cu apă ceva, dar e o suprafață foarte mare. Da.
Auzi? Deci ăștia reptilieni acum cum sunt? Tot reptilieni sau sunt altfel, arată? Tot reptilieni În sunt. aceeași formă ăia cu plecat? Aici i-au predat altora. Da. Altora? Ăștia cărora l-a predat Da. pe Simion, sunt tot reptilieni sau sunt altceva, altă rasă? Văd o rasă, nu știu cum le descriu. Sigur. Au un Așa. nas ascuțit, niște ochi galbeni, Da. au niște colți, ca niște mustețe, așa, din lateral. Da. Sunt foarte mari. Ăștia. Da. Sunt foarte mari, foarte, cum să zic eu, impunători. Da. Ca și corp, sunt Ca și cum. umanoizi? Au picioare ca oamenii? Sau e un corp Au umanoid? picioare, dar picioarele sunt foarte mici. Au o coadă foarte lungă, Da. și rigidă, așa. Coadă de crocodil, așa? Coadă de crocodil, dar foarte. Cornoasă, tare. Da, tare, da, rigidă. Ce culoare au ei, piele? Un verde spre galben. Așa. Și așa, zi. Și capul tot așa îl văd. Mai mult este galben decât verde. E un verde galben. Acum ne concentrăm pe sufletul lui Simion. Ce se întâmplă cu el? Deci l-au luat ăia, l-au dus, l-au predat la ăștia. El cum este? În ce stare este Simion? Este abătut. Da. E supus. Da. Adică îi pare rău de ce a făcut. Deci are o părere de rău, dar regret. Da, regretă, dar parcă îmi zice că n-a fost vina lui. Așa. Zice că n-a fost vina lui. A cui vina a fost? Zice că la un. Îmi apare aici o entitate cu trei Da. capete. Trei capete și capete de ce? Și capete niște guri mari, așa, ca un balaur, ceva de genul ăsta. Aha, ca un dragon o fi, ca un șarpe. Ca un dragon, da, Ca un exact, da. dragon. Ca un dragon și zice, el m-a adus în situația asta. Acolo. Da. L-a adus. Deci ăsta, dragonul, l-a determinat să facă La gestul acela. exact, da. Dar că acel dragon îl cunoștea mai de mult din timpul vieții? Da, zice că tot timpul îi spunea să bea, să facă alt, era ca îngerul lui păzitor, în ghilimele, să zic așa. Da, care îl îndemna să facă tot felul de acele lucruri, da? Da. Și ăsta a fost și acest. Uite, vrei să încercăm să canalizăm, încercăm să-mi canalizăm sufletul lui Simion, da? Și să vedem ce ne spune. Da. Uite, eu să număr de la 1 la 3, iar tu stabilești o legătură cu sufletul tatălui tău și îl lași să vorbească prin tine. Da? 1, 2, 3. Simion, parte subliminal. Suflet. Da, e foarte trist. Ok. Scenariul ăsta care este el aici, Da. l-am visat în viața reală eu. Îi pare rău, zice că nu mai suportă situația în care este. Da. Dar nici nu poate să facă nimic. Este legat de mâini, de picioare și a plecat de mâini la spate. I-a plecat undeva în jos. Da. Jos, de pământ. Da. În care stă el.
Acolo, nivelul ăla de minus 8? Da, nivelul ăla el așa a stat tot timpul. Asta acolo a plecat când a plecat din corp, când s-a dus, Da. când a murit, da? Da. Acum, Liviu, ne uităm, uite, eu o să număr de la 1 la 3, iar tu mergi în momentul de acum, unde se găsește sufletul tatălui tău, da? 1, 2, 3. Da, tot la nivelul ăsta e. Tot acolo este? Tot acolo, da. Și acum în ce stare este, adică? Într-o stare de degradare. Da. Cum Undeva... arată? Ia, povestește, relatează. Este o aură. Da. În care aura aia începe să miroasă și să se descompună. Deci este întreg? Vezi întreg corpul lui energetic? Îl vezi întreg Da. pe suflet? Da, da. Da, Dar este. Este voalat, să zicem, câmpurile le vezi ca și cum ar fi descompuse? Da, deteriorate, da. Hai să-l întrebăm atunci, întreabă-l tu. Ce amintire are, dacă își mai amintește ceva din viața lui Simion? Da, zice că își amintește. Zice că îi pare rău că nu m-am născut eu, că nu era, că era pe navă. Spune că m-a iubit foarte mult. Zice că ne-a iubit pe noi toți. Da, da, toți copiii. Da, noi toți copiii, numai că avea această entitate care îl provoca la... Să facă lucruri, să bea. Exact, să facă scandal, să spargă. Toate să... lucrurile astea. Și asta acum regretă, aici unde este? Da, da, regretă, da. Regretă, zice că noi, nimeni nu s-a mai gândit la el. Aha. Păi de unde știe că nu s-a mai gândit nimeni la el în toți anii ăștia? Zice că el ar fi vrut să fie ajutat. Da? În ce sens? Da. Ar fi putut fi ajutat cum? Cum crede el că voi l-ați fi putut ajuta de aici, din 3D, acolo? Zice cu milostenii, ceva de genul ăsta. Cu ce avea, știa, da? Cu ce știa. Păi și da. Oricum, eu bănuiesc că i s-au făcut acele ritualuri, da? După moarte. Nu, 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 nu mi s-au făcut. Așa. Era spânzurat și n-avea vrut. N-au vrut, ok, aia. Păi de aia, fiindcă nu i s-au făcut acele ritualuri, de aia n-au venit îngerii ca să... Oricum, da. Explică-i, te recunoaște, Liviu? Da, da, mă știe recunoaște. Cine ești, da? Da. Spune-i că chiar dacă nu i s-au făcut acele ritualuri, pentru că așa consideră biserica, da? Poate că venea un înger sau ceva, un reprezentant și l-ar fi luat, dar ar fi luat o bucată din el. Deci parte din el era tot pe aici, pe la ăștia. Da? Da, dar îmi confirmă și el ce ziceți. Așa. Și oricum nu era soluția, era o soluție mai bună, să zicem, o situație un pic mai bună, dar nu era o soluție nici asta, da? Iar soluția, uite că a venit acum. Tu te afli aici, îi spui, da. Și ai venit ca să-l ajuți. Tu poți să-l ajuți. Crede? Te crede că poți să-l ajuți? Da, zice că m-a așteptat de 23 de ani. Da. Are noțiunea timpului acolo? Nu. Nu. Cum i s-a părut? Cât i s-a părut că a trecut de când este acolo? Sau de când nu te-a văzut, nu v-a văzut? Ce ne zici? Zice că a trecut foarte mult timp. Îi se pare că a trecut mult timp.
foarte oricum mult a trecut timp mult, din da? Cauza durerii, zice. Da, a simțit că a trecut foarte mult mai încet, da? Mult mai lent. Da. Aici ce a făcut? În pe tărâmul ăsta aici, cu ăștia, reptilele astea, cu cozmari? Da, zice. Cum s-a desfășurat? Zice că așa a stat tot timpul, legat de mâini și de picioare cu capul în jos. Așa l-au ținut? Da, da. Și au fost numai reptilieni din ăștia aici sau da, au fost și alte entități? Nu, nu, numai desia mari, impunători. Și îl țineau așa și nu avea voie să facă nimic? Nu, nu, nu avea voie nici să ridice capul de la de sol. Jos. Deci în genunchi, legat la picioare, cu mâini la spate și cu capul de sol, lipit de sol. Așa. În acest timp, el, sufletul lui Simeon, ce a făcut? A stat cu capul în jos și a reflectat la viața lui. Ce a făcut? Zice că n-a putut să reflecteze, că entitățile se spune că nu avea voie să gândească să nu iasă din situația aceea. Nu-l lăsau să gândească, da? Da. Să reflecteze, da. Să, eu știu, să se căiască, anulez cuvântul exact. Ăsta că nu-mi place. Exact, da, da. Deci, practic, a stat într-o stare inertă, să zicem așa, de inerție, de a nu face nimic, de a nu gândi. Da, 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 exact, da. El a înțeles partea subliminală, sufletul, a înțeles că nu mai are corp fizic? Aici unde stă, unde a stat atâta timp? Da, da. A înțeles că nu mai are un corp fizic. Da, da, da. Și s-a gândit vreodată, nu a avut voie să reflecteze, dar nu i-a venit niciun gând în cap? În cap, în conștiință, în minte. Îl zice că dacă gândea, da. Este un mecanism în care era înțepat. Da. Venea ceva și îl înțepa, îl durea. Da, 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 undeva din, ca o ghilotină din mai multe părți. Deci nu... Undeva îi citea gândurile acestă... Da. Mașină. Era un sistem, o mașină, da? Un sistem. Aveau, da. Ei un sistem. Acestei... Da. Acum, uite, îi spui Liviu, că uite, acum tu ești aici lângă el, stă de vorbă cu tine, comunicați adică, și nu se întâmplă nimic, deci n-a venit nimeni să vă ataci. Nu, entitățile astea se uită și da. Pleacă. Deci asta este ideea, înțelege partea subliminală a lui Simeon, că, de fapt, astea, dacă acum când stă de vorbă cu tine, astea n-au putere să facă nimic? Deci nici nu-l mai lovesc, nici nu-l mai ghilotinează, ce făceau acolo? Nimic, da, nimic. Nimic. Acum înțelege că, de fapt, puterea stă la ea? La el? Da, da, a înțeles. A înțeles? Da. Parcă... Ei, dacă a înțeles... Parcă se regenerează și așa, aura asta. Așa. Începe să nu mai miroasă. Așa, pentru că începe să înțeleagă, să conștientizeze, da? Da. Uite, da. tu îi spui așa acum, cum vrei tu să-i spui, da? Îi spui că îi dai mâinile să te prindă de mâini. Da. Și toată informația luminoasă de la mine, eu ți-o transmit ție, da. Din sesiuni, din tot ce știu eu, da. Și tu i-o transmiți lui. Da? Facem un transfer de informație. Ce se întâmplă, îmi spui tu? Da, simt cum intră energia prin el și se aprinde. Și ce se întâmplă cu el? Își revine. În acest timp, da. Da, 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 da. Se ridică, nu mai este opus. E revenit vertical. Așa. Acum, lăsăm un pic, cât să înțeleagă, da? Să se dezmeticească, cum ar veni. Da.
Și vreau ca să se uite în jurul lui, eventual îl ajut și tu în sfera energetică, și să îți spună ce sentimente de joasă, ce emoții de joasă frecvență simte în corpul lui energetic. De umilit. E umilit, Da. ok. Umilit de aceste entități unde a stat acolo, că l-a ținut așa, da? Dar ce mai simte? Și o frică. Așa. Parcă se uită în stânga, în dreapta, e Așa. speriat, E o frică. speriată, da? E speriat. Da. Uite, îi spui că nu are de ce să fie speriat, pentru că tot ceea ce a simțit acolo deci era o stare mentală, da? Da. Care se baza pe o vibrație joasă, spre exemplu, vibrația acestei frici. Și prin voința ei, a părții subliminale, a lui Simion, comandă acestei frici să iasă afară în mâinile ei, o strânge toată în mâinile ei. Toată frica A care o... adunat-o. Așa. O pune jos în față și o arde. E un pic cam frică. Toată. Spune că prin intenție, deci se arde, este o energie, da? O arde, pentru că e o energie de joasă frecvență. Vrea să mai se întoarcă energia asta? Să se mai Nu, întoarcă nu. înapoi? I-a dat foc, da. Ok. Acum, să localizeze umilința asta, slaba stimă de sine, să-i zicem, da? Da. Să o localizeze și pe asta unde este, cu mâinile lui, cum a În făcut abdomen. înainte. Adună și umilința, slaba stimă de sine. A adunat. La fel, aceeași procedă, îi dă foc. Da, asta mai repede. Mai repede a mers cu umilință. Asta, ok. Acum, să se uite în sfera energetică, și să vadă dacă mai găsește vreo emoție de joasă frecvență. Dacă mai găsește altceva, de Da, altfel. în zona pieptului Lui? emoții. Da? Cum ar denumi o emoție asta? Adică cum ar spună? Ce emoție ar fi De furie. de furie? Da. Furie de ce? Pentru ce? Adică o latura acestei furii. Da, e o furie, adică circulară. Tot timpul a avut-o. Da. Dar dacă o găsește, dacă poate să-și dea seama de ce fel de furie, când se manifesta furia asta, adică. Zice că și în viața fizică, și aici, când a putut să facă. Da. A avut-o, furia asta. Da, și în viața fizică, și aici. Da, este furia, o simte că e furia ei, adică a lui, a sufletului, sau i-a fost indusă această furie din viața fizică, uitându-ne? I-a fost indusă din De către cine? de ăsta drag Entitatea aia? cu capete, cum îi zice, cu Ăla trei cu trei capete, capete? da, dragon sau cum îi zice. Ok. Atunci, să dea comandă acestui dragon, sau ce este, șarpe, balaur, cum o Un fi, drag un dragon, acestui dragon, scoate și foc ăsta pe gură, pe guri, dragonul ăsta, da. da? De ce dragon? Să-i comande să vină în fața lui, da? Să se prezinte în fața lui, îl bagă într-un clopot de lumină, de o vibrație mai înaltă decât o are dragonul, înțepenit până la gât. Dar și el are furia asta în care l-a băgat pe dragon, e ok? Nu, Nu e ok. nu, trebuie să fie un clopot de lumină mai înaltă, pentru că dacă e cu furia aia, se hrănește dragonul, da? Deci nu poate să-l țină imobil.
Hai să scoată furia afară întâi. Scoate toată furia asta afară, indiferent de unde venea și cum venea. O localizează, o scoate afară, o arde. Face? Da, da. Furia asta mai mult în aură este. De oriunde este, o scoate afară, prin intenție. Îi spune să iasă afară. Da, a ieșit. Așa, o strânge, o arde. Da, i-a dat. Acum, uite cum facem. Acum îi spui din interiorul să caute punctul cel mai luminos din interiorul ei, a părții subliminale a lui Simeon. În zona inimii, da? Da, poate să o identificat. Așa, un punct cel mai luminos care îl găsește și îl ia și îl crește, punctul crește până se umple tot cu lumina asta, cu vibrația asta, este lumina lui, a părții, a sufletului. Se umple tot corpul energetic cu lumina asta, se umflă și să vedem ce scoate afară. Dar scoate afară tot ce e de vibrație joasă. Vedem ce sare, ce pocnește. Da, sare din abdomen. Da. Ce sare? Parcă sunt niște căpușe, ceva de genul ăsta, dar fără picioare. Așa. Fără viață. Fără viață, așa. Toate le strânge tot așa în față, da? Da. Ce mai sare? Mai sare altceva? Nu, decât o dată. E materie neagră, ceva, da? Da, exact, o materie neagră, da. Ok. O, le adună alea la un loc, le arde și pe alea. Da? Da. E, acum a venit timpul. Ce ne spune Simeon? Cum se simte acum? Cum se simte? Ușurat. Așa. Furie mai simte? Nu. Așa. Frică? Nu are. Nu mai are. Bine. Acum este pregătit să comande acelui dragon cu trei capete să vină în față și să-l pună într-un clopot de lumină, da? De vibrație înalt, înțepenit până la gât. Da. L-a băgat, da. Da? L-a băgat? Da. Acum îi spune să îi răspundă, îi permite doar să îi răspundă la întrebări. Ce-l întreabă, aia răspunde. Da. Să-l întrebe de când stă cu el, de când stă cu ființa asta. Simeon, de când stă cu ființa asta? De 1750 de ani. Oho! Da, zice că în toate vețile lui a fost. Ăsta, prezent. Da, da. Acum, uite, știi cum facem? Eu o să număr de la... Își amintește... Nu, nu număr. Își amintește Simeon momentul în care s-a întâlnit prima dată cu entitatea? Da, zice la naștere. La nașterea, în viața aceea, acum 1700... Da. 1650 de ani. 1650 de ani, deci când s-a născut? S-a născut cu ăla odată? Da, zice că parcă el l-a împins să se nască. L-a împins să se nască ăla. Deci el știa, da, dinainte, înseamnă. Da, atunci, da. Știa dinainte. Ok, știi cum facem acum? Eu o să număr de la 1 la 3, iar Simeon ne duce exact în momentul, oriunde s-ar fi întâmplat, în momentul când l-a cunoscut prima dată pe entitatea asta cu trei capete, pe dragon. 1, 2, 3. Da, zice că... Unde suntem? Văd un peisaj într-o pădure, da. Este zăpadă multă, e fric. Da. Și e o gheață, uh-huh, unde parcă face un pac. Așa. Face un pac de a-l scoate din apă, undeva se sparge gheața. Da. Își cere un ajutor. Așa. Și ce era? Aici... Ce era partea subliminală? Aici era un bărbat, o femeie? Ce era? Un copil? Bărbat. Un bărbat. Da.
Bărbat. Deci se sparge gheața, cade în apă și el Da. cere ajutor. El, da, cere un ajutor. Cum îl chema aici, Liviu? Flavius. Flaviu? Flavius. Flavius? Da. Flavius. Așa. Și poți să localizezi unde se întâmpla? Se întâmpla undeva în Irlanda de Nord. În... Așa. Așa. E foarte bine. Da. Undeva în 800... În 830. Așa. 830. În anul 830, da. Ok. Așa. Deci este aici, a scăpat în gheață, cere ajutor și ce se întâmplă? Spune că asta l-a ajutat partea asta. Undeva l-a scos afară. Și la, era în plan fizic? L-a scos? L-a repus deasupra? Nu era în plan fizic. Nu era, era în plan energetic, da? Era, da, dar l-a scos. Nu înțelege cum a ajuns din apă pe mal. Ok, da. Și ce s-a întâmplat mai departe? Aici, nu știu, face niște aplecăciuni. Așa, niște ceva, mulțumește, ceva, o fi un da, ritual da, din un zonă. ritual, ceva, da. Da. Și ce s-a întâmplat cu ființa asta? A mai văzut pe balaurul ăsta? În acea viață? Zice că a mers cu el tot timpul. Mhm. Vrea să mai stea cu balaurul ăsta, Simeon? Nu. Nu nu vrea mai să prea. Mai stea, da? Nu. Aș vrea să se uite un pic de-a lungul liniei temporale, prin toate viețile cât a mers cu acest balaur și să vadă, să se uite așa, ca la pe un ecran și să vadă ce fel de vieți a făcut acest balaur. Cum i-a influențat viețile? În bine, în rău? Spune că cu balaurul ăsta a lucrat într-o viață. Așa. I-a fost slugă. Balaurul. Da, adică făcea niște rituali și trimitea balaurul ăsta. Mm-hmm. Dar asta era într-o viață după asta în care l-a salvat din gheață sau înainte? După ce l-a salvat. După ce l-a salvat, da? Deci a lucrat și cu el, l-a ajutat, Da. făcea vrăji, deci magie, da? Făcea ceva, da. Magie. Făcea ceva, da, ceva de genul, da. Prin Dar alte vieți... Tot în partea de nord. Tot pe acolo, da, că este ceva, o entitate care se ocupă de zona aia, da? Da, da, ceva de genul ăla, tot așa, bă. Da. În alte vieți? L-a ajutat și în alte vieți, tot așa? Sau cum, Palaur? Da, l-a ajutat Uite, și în altă viață. Da, în altă viață, în copilărie. Așa. L-a ajutat, îmi zice, într-o pădure unde a fost atacat de niște animale. Da. Și a venit ăsta și l-a salvat? Da, dar nu se explică cum animalele au dispărut. Mm-hmm. Dintr-o dată. Da, dintr-o dată, dar au murit animalele. Aha, au murit animalele. Mm-hmm. Da, dar nu se explică cum. Mm-hmm. Ăsta are un nume, palaurul ăsta? Ia să-l întrebe, cum îl cheamă? Mov. Cum? M-O-V. M-O-V? Da, MOV. MOV. Așa. Da. Și care civilizație aparține? Zice că pe fiecare cap are, de exemplu, pe un cap are M. M pe altul O, pe altul V. Da. E, ce înseamnă M-ul?
Ce înseamnă? Deci sunt trei entități într-una asta, da? Da, da, da. Cine e M, cine e O, cine e V? M de la moarte. Așa. V de la victorie și O zice că este de la tot timpul, omniprezent. Aha, ok, ok. Ce rasă este? Ia să ne spună, ce rasă este acest balaur, dragon? Tricefal. Zice că vine din partea hindușilor, dar nu. Spune că sunt foarte rari. Ei, ca rasă? Ca rasă, da. Sunt foarte puțin pe terra. Da. Îmi vine un manoid, dar nu știu dacă este. Așa, un manoid? Da, așa îmi vine în minte. Așa. Ce-ți vine asta, spui? Da? Da, da, da. Umanoid, și dacă e umanoid, de ce arată ca tricefal cu ca dragonul? Păi zice că au o legătură de rudene, cum ar fi. Da. Cu cine? Cine cu cine? Între manoid și draconul ăsta. A, și dragonul ăsta. A, înseamnă că e un hibrid ceva, da? Ceva, cred că de genul ăsta. A, ok. Bine. Partea subliminală sufletului Simion înțelege că stând cu această entitate atâta timp, atâtea vieți, câte vieți în total a stat cu ea, cu entitatea? 8 vieți? Da. Așa. Înțelege că entitatea asta i-a luat energie, că i-a făcut vieții, cel puțin ultima a fost o viață de coșmar, viața da. Lui personală și a celor din jur, a familiei. Da. În viața asta aici a înțeles. Da. Că până în viața asta n-a fost atât de dură viața, da? A avut vieți mai da. Ușoare. Da, vezi, ușoare, a fost puternic tot timpul, stăpân pe el. Ai uite că în asta i-a făcut tot dragonul, da? Da. Întrebarea mea este, încă o dată îl întrebăm, dacă vrea să renunțe la contractul cu acest dragon. Da, da. Vrea să renunțe. Da. Uite, atunci știi ce facem ca să scăpăm de el, să nu ne mai rugăm de dragon dacă ne dă contractul, nu ne dă contractul. Ne întoarcem, eu număr de la 1 la 3, ne întoarcem înapoi în scena aceea când a căzut în apă de pe gheață, când okay. era Flavius. Da. Da? Și vedem mai încolo și spunem ce să facă. Da? Deci număr de la 1 la 3 și ne întoarcem acolo în scena aia. 1, 2, 3. Da. Sunteți? Da, suntem. Înainte să cadă în gheață, să cadă pe gheață, deci ce se întâmplă înainte să ajungă pe gheața aia? Păi, ce face Flavius? De ce ajunge pe gheața aia? Vrea să traverseze lacul? Vrea să traverseze lacul, da. Așa. Erau animale, ceva pentru hrană. Așa. Vrea aveau să niște prindă lațuri. Niște animale? Da, lațuri aveau făcute. Era singur sau cu mai mult? Era singur. Aici se vede singur. Singur. Bine, ce facem acum? Partea subliminală, adică acest om Flavius, partea subliminală îi spune, îi induce omului Flavius ca să nu mai meargă, să nu mai traverseze acel lac, da? Îi schimbă ideea, părerea și face altă acțiune, da? Da. Face asta? Reușește da, să-i... Da. Insufle gândul, da? Lui Flavius. Nemai da. Făcând asta, nu mai cade în apă și anulăm acest eveniment și încheierea, nu se mai roagă, încheierea contractului cu entitatea, da? Da. Ce se întâmplă? Deci n-a mai traversat lacul? Cum s-a nu. Modificat linia temporală?
Acțiunea de acolo. Așa. Da, merge la animale, așa. Prinde animalele acelea, le ia, le duce. Aveau niște căsuțe așa învelite cu zăpadă, cu așa, lemn. Cum iau ei acolo, da? Da, deci da, a da. schimbat acțiunea, da? Da, aș vrea da. ca să te și tu și să se uite și partea subliminală. Dacă mai vede pe undeva, aici unde sunteți, ca Flavius, dacă mai vede pe undeva, dacă mai apare această entitate. Mov. Zice că aici, aici înțeleg acum. Așa. Este entitatea de spiritul unde stau ei. În cetatea asta aici. Așa, era entitatea la care se rugau, da? Da, se rugau. Așa. Toți. Okay. Toți care locuiau acolo. Da, da. Cum e în orice religie, da? Deci era un zeu. Da, bravo, da, exact. Era un zeu local ăsta, da? Local, da, exact, okay. Da. Ok. Deci noi... Contractul mai există și zeul mai există, deci mai dacă n-a mai făcut acea acțiune, nu s-a mai rugat la el? Mai apare acum? Nu, el are treabă decât cu cei care se roagă la el. Păi asta zic. Deci acum nu mai este acest zeu. Nu mai este în sfera energetică a părții subliminale, a sufletului. Numai. Bine. Acum eu să număr de la 1 la 3 și voi veniți aici acum, da? 1, da. 2, 3. Da, sunteți aici acum, da? Da. Mai avem în sfera energetică, mai avem reptilienii ăia. Mai sunt? Mai apar acei reptilieni? Dacă mai apar, vreau să ne uităm. Care l-am găsit acolo? Reptilienii... Aia cu cozile mari. Da. Ei sunt în afara minusului 8. Da. Ei l-au adus până aici. Da. Ei stau undeva la porțile astea. Ok. Dar voi acum v-ați întors aici și acum v-ați întors înapoi acolo, în minus 8? Sau sunteți în altă parte? Nu, suntem în altă parte. Nu mai sunteți acolo, da? Nu, deci acum nu. Sunteți într-un alt loc, de o altă vibrație, într-o altă dimensiune. Da, este un loc luminos. Un loc luminos. Ia, poți să iei informația din jur și să-mi spui ce dimensiune este aici, unde sunteți? E 3. 3? Da. 3 și, probabil, trebuie să da, fie. Da, plus 3. Plus 3, ok, da. Plus 3. Deci acum suntem binișor. Da. Vreau ca tu să întrebi sufletul lui Simeon ce amintire are. Deci să se concentreze, să se concentreze pe amintirea cea mai veche pe care o are și să ne spună care este. Din viața asta pe pământ? Nu. Nu, cea mai veche amintire din memoria ei, din conștiință. Deci să se conecteze cu conștiința ei adevărată. Da. Și de acolo să ne spună cea mai veche amintire pe care o are. Da, cea mai veche amintire oare zice că s-a luptat cu un urs. S-a luptat cu un urs? Un urs, da. Da. Și ce s-a întâmplat? De aici a devenit curajos, puternic. Mm-hmm. Unde era? Unde se lupta? Pe Terra sau în altă parte cursul ăsta? Da, tot pe Terra. Tot pe Terra era? Da, într-o zonă muntoasă. Ok, într-o zonă muntoasă. Mai erau și alte persoane? Mai erau și alți oameni în zona aia? Sau era singur? Nu. Singur. Singur. Cum arăta el? În ce corp? Ce fel de corp era? Se găsea. Să-și descrie corpul. Cum arăta corpul lui de acolo? Îl arăta ca indieni, așa îmbrăcat. Da. Era robust? Era un corp mare? Un tip din ăla? Un voinic, nu gras, nu robust. Lung, dar bine dezvoltat.
Așa. Era rasa albă, rasa Albă, colorată, albă. albă, da. Era om, cum să zic, mai păros, mai ca noi Nu, arăta, sau un om mai primitiv? cum suntem noi, Suntem că noi? așa, dar numai că era exact mai privitiv, cu fel și fel de chestii prin cap, băgate prin păr, Alea, așa, cu chestii ornamente de din alea, da? aia, da, Așa. instrumentare de ale lor. E, vreau să-l întreb, să întreb partea subliminală, dacă își amintește de corpul ăsta, de ființa care a fost acolo, omul de acolo, dacă a fost copil, dacă a avut părinți, sau cum își amintește direct așa, se amintește numai așa ca adult. Zice că a avut părinți. Da, a avut părinți. Da? Tatălui zice că era șeful tiburului Da. și mama lui zice că era șaman. Și Așa. din cauza asta tatălui era șeful tribului și trebuia să aducă tribului acela. Da. Trebuia să se lupte cu cineva ca să fie și el Jerfe. văzut, jertfă, să fie văzut bine în trib. Așa. Adică Să nu se putea remarce. să se remarce, nu putea să omoare o pisică, să zică, vai, ce puternic Deci un omul. animal mare trebuia să omoare. Așa era Da. tradiția acolo, da? O tradiție, exact. Era o tradiție acolo. Da. Dar primesc, avea o chestie, maică-sa șamana asta. Da. Alegea undeva, comunica cu Spiritele animalelor? exact, Da. știa unde să-l ducă. Pregătea locul, Da. evenimentul, Da. Deci simțea. maică-sa, cum într-un fel, mama lui regiza Da. și în plan eteric, în plan ezoteric, și regiza astea, lucrurile astea, da? Din ierburi, din astea, auzea, știa unde Deci era să. în legătură cu niște spirite. Exact, da. Ok. Pe el îl pregătea aici ca să devină ce? Șeful acelei comunități, acelui trib? Da. Până la urmă a devenit? Nu, a fost omorât de un animal, cred că nu un rinocer. Un nu cerb, cred că un hipopotam ceva. Așa, un animal mai mare. Da, că i-a băgat corul în inimă. Cum l-a făcut. Ok. N-a E, văzut aici așa. unde suntem? Fii atent, Liviu. Suntem aici, de aici. Uite, tu îl prinzi de mâini, din nou. Îl prinzi de mâini. Eu te vin și eu acolo și dăm informația din conștiința adevărată, da? Iarăși îi dăm informații, un flux de informații, astfel încât sufletul lui Simion să își refacă conexiunea cu conștiința lui adevărată, da? Partea lui de conștiință adevărată, cu spiritul lui și cu conștiința. De aici, din conștiință, și ia amintirea curată. Deci, se conectează cu amintirea când era o parte subliminală, a avut o viață liberă. Deci, nu era venită aici, în Matrix, în universul ăsta. Deci, unde a avut o viață liberă. Era curată. Era un suflet curat, o parte subliminală curată, neinterferată. Și îmi spui când își amintește. Da, și amintește, era copil. Da. Toate zonele astea de munte, partea aia de frig. Da. Era pe Tera sau nu era pe Tera? Nu-i pe Terra. Așa. Deci este undeva, este pe o planetă. Ce Da. știe să ne spună, da? Da, eu. O planetă cu O, T, W, A, T. Așa.
Otva. Otvat. Otvat, da. Așa. Dar tot frig e pe planeta asta. Ok, așa este. E tot frig. De ce este frig? Ia să ne spună. Este frig, așa era clima pe planeta aia sau se întâmplase ceva? Da, clima zice că e pe planeta asta până să se nască el de 1000 și ceva de ani. Așa, și a fost o climă naturală, a fost sau s-a întâmplat ceva, un eveniment cosmic, un ceva care a schimbat Da, climatul la planetă? Zice că a fost o explozie. A fost o explozie, da? Ceva și s-a schimbat. S-a schimbat. Ei erau, el era aici. Cât, erau mulți? Ce este, umanoid? Da, Cum este aici? Cum arată? Nu arată ca noi. Om, ca oamenii? Da. Numai că au capurile un pic ovale. Așa. Păr, Cum? urechi, cum e? E ceva Da, mai altfel decât noi? da, sunt un pic modificat față de noi. Așa. Deci eu sunt umanoizi, îi numim, da? Da, Îi așa. numim așa. E, el, câți mai sunt? Câți mai sunt pe planeta asta? Câți indivizi? Sunt În 200. condițiile astea de frig, da? Da, 200. 200 de indivizi mai sunt? Da. Ei cum trăiesc? Trăiesc deasupra planetei sau subteran? Și trăiesc și deasupra și subteran. Așa. Din Trăiesc cauza... numai ei, numai ei cei 200 sau conviețuiesc și cu alte tipuri de ființe, să zicem? Ei nu știu alte tipuri de ființe decât ei sunt. Ok. Dar intră aici și au căldură, au... Așa. Un subteranul ăsta. Unde? În subteran intră. Acolo subteranul cum arată? Cum arată subteranul ăla? Poate să ne descrie? Da, e o zonă așa, un verde, nu știu să-l descriu, un verde plăcut, da. Dar e o căldură așa, nu înăbușitoare, e un miros. E așa. Un, un miros de aburi. Da. Ei cum trăiesc? Cum trăiesc, Liviu? Trăiesc toți? E o comunitate? Da, Toți e o membrii ăștia? comunitate. Da, e o comunitate. Sunt organizați în familii sau nu? Da, sunt în Sunt în familie familii, organizat. Da? Au și Da. copii? Copii, da, da. El ce este aici, bărbat? Da, e un băiețel. Băiețel aici, e copil. Da, e copil, da. Ok. Ce se întâmplă? Deci, până la urmă, în viața asta, în viața pe planeta asta, cu el, ce se întâmplă? Crește? Părăsesc planeta în vreun fel? Rămân acolo? Ce se întâmplă? Da, zice că cum ar veni că un majorat cum e la noi, ceva de genul. Da, așa. Ceva similar. Similar, undeva la 30 de ani, îmi explică. Da, față de... da. Da, atunci se urcă pe navele astea și pleacă. Deci au niște nave, da? Da, au niște nave. Da. Și pleacă. De ce pleacă? Acolo. De ce pleacă? Nu mai puteau trăi acolo? Pleacă în vreo misiune să facă ceva? Nu pleacă, pleacă pentru hrană. Că nu au... Ok, deci mergeau să-și procure hrana din altă, de pe alt corp ceresc sau unde se duceau? Da, de pe alte planete. Pe alte planete, ok. Câți sunt echipaje? Câți sunt pe o navă de asta? 70. Cât? 70 de persoane, 70. 70 de persoane? Păi sunt mulți pe nava asta. Da, sunt foarte mulți. Ei sunt mici așa, nu sunt mari. Am înțeles, de statură sunt mici. Deci pleacă cu o navă de asta să-și procure hrană și rămân pe alte planete sau se mai întorc aici? Nu se nu mai se întorc. Mai întorc. Navele, o părăsesc de tot planeta, da? Da. Navele astea sunt ale lor sau
îi ajută altcineva sau de unde au navele astea? Îi ajută. Îi ajută altcineva, da? Da, să poată să se deplaseze. Să se poată deplasa. Deci ei practic ce au făcut? Au cerut ajutor unei alte civilizații din zonă? Navele astea fac popasuri. Așa. A, deci erau un fel, astea erau niște transporturi, da? Care da, veneau și făceau un popas. Da. Și s-a îmbarcat și el printre da, ăștia da, 70. Da. Ce le-a spus? Deci cei care conduceau navele, ce erau? Ce fel de ființe? Erau stil extraterestri, nu știu da. Cum mă exprim eu. Așa. Au un singur ochi ca un ochi în frunte? Un da? Ochi în frunte, exact. Așa. Și ochiul ăla vede circular, așa, la aceste... Vedea la 360 de grade, așa. Exact, sunt da, umanoizi? Da. Erau umanoizi și ăștia? Nu știu ce să zic, nu știu ce înseamnă umanoid. Adică ca omul, corp umanoid, ca om da. Cu două mâini, cu două picioare, cum erau? Da. Așa, ca da? Oameni, da. Ca oamenii, de statură, mai mari ca ei, pe ei mi-a zis că erau micuți. Ei erau foarte mici, undeva la 50-60 centimetri, uh-huh. Ăștia au undeva la 1,20 m, 1,50 m. Deci mai mari. Nu. Da, sunt un pic mai mari, da. Ce le-au spus ăștia când s-au îmbarcat? Când s-au îmbarcat pe nava asta, ce le-au spus ăștia? Că merg unde? Spune că nu mai poate să stea acolo, că nu au din ce supraviețuiască. Da. Și că o să ducă? Și vor să meargă în alte locuri unde să se stabilizeze. Uh-huh. Ok. S-a urcat pe navă? Ce s-a întâmplat? Unde i-a dus? S-a urcat pe... Nu i-a dus. I-a dus în alt loc. Așa. Și ce... unde i-a dus? Ce le-a făcut? Ce s-a întâmplat cu ei? Nu știu, niște experimente se face aici. Ah, ok, da. Deci deja au fost luați și deturnați și băgați în experiență, în experimente, da? Da. Ok. Iar mai departe, poate să ne dea numele rasei ăstea, ăstora, ciclopilor ăstora cu un ochi? Avea un nume? Nu pot. Bine, nu-i nimic. Nu-i nimic, Liviu, și așa este foarte bine. Bine, deci am văzut cum au fost luați, păcăliți, duși și apoi urmând traseul pe unde i-o mai fi dus până a ajuns pe Terra. Da. Au fost acolo băgați în experimente, hibridați. Da, zice că li se montau niște cicuri, da. Un fel de antene și după aia duși pe Terra. Mhm. Ăștia cumva, ăștia cu un ochi care i-a luat, par, corpurile lor par biologice în totalitate sau ți se pare că, sau vezi că ar avea și ceva din tehnologie, ceva tehnologic, metalic? Da, mai mult metalic îi văd. Exact, da? Deci ăștia sunt deja cyborgi, să-i numim, ceva da? Ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Ca să știm și ce i-a luat, da? Îi aud gălăgia asta de, uh-huh. de metal. De metal, da? Deci sunt cyborgi, de fapt. Da. Ok. Niște roboți, practic, ar fi ăștia. Exact, ceva de genul, da. Uh-huh. Ok. Chiar roboți. Da. Și au făcut experiențe, i-a supus la niște... Da, le-a plantat în zona asta, abdomen, piept. Așa. Chipuri. Parcă o placă, uh-huh. o placă cu fel și fel de chestii și parcă răspund comenzile lor. Da, da, la comenzile lor, da? Da. Și mai departe i-a mutat, nu i-a dus, i-a relocat? I-a dus pe...
i-am împărțit în fel peste mai multe locuri, i-a dus. Exact, mai multe corpuri cerești pe unde aveau ei nevoie, da? Da, 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 exact. Okay. Nu i-a dus pe tot într-un loc. Nu, nu, duci pe unde au, pe unde aveau ei, prin lumile lor, da? Da, da. Implantați. Și aveau nevoie de părți subliminale, de energia sufletului, da? Da, da, da. Bine. Îi zice că și aparatele le-a spus și aveau nevoie de căldură. Exact, exact. Deci se funcționau cu energia sufletului, da? Da, da, exact, da. Exact. Acum știi ce facem, Liviu? Ne întoarcem înapoi pe planeta de unde i-a luat ăștia, pe Odvat, da? Da? Număr, da, de la 1 la 3, mergem acolo. 1, 2, 3. Da, sunt. Sunteți? Da. Aș vrea ca partea subliminală, sufletul, să transmită informația aceasta din viitor, care el o știe acum, că noi venim, da, din viitorul de acolo, da? Da, da, da. Să o transmită la toți, la toată comunitatea, da? Să, da, transmită la primit, toată comunitatea. Da, au primit, toți s-au grupat și așa, vorbesc. Așa. A intrat, a intrat o panică în toți. Da. Că nu mai... Nu, să le spună să nu se împanicheze, doar că atunci când vin navele alea, trebuie să iau o altă hotărâre, da? Să nu mai meargă. Dacă pot. Dar ei creează un combustibil, dar nu e combustibil. O ceva, o energie. Așa. Navelele tot timpul vin acolo. Vezi, deci veneau și se alimentau, practic, cu combustibil, exact, da? Exact. Okay, da, da. Okay. Ei generau chestia aia din pământul ăla de acolo, din subterană. Da, da, am înțeles, am înțeles. E, acum că a informat toți membrii comunității lui, da, aș vrea ca... Deci, practic, și-a făcut datoria, da? Față de comunitate. Da. Ei fac ce vor, acei membri, care vor să înțeleagă sau să creadă bine, care nu, nu. Dar noi avem acum altă treabă. Hm? Văd că și-au făcut așa niște scuturi. A, de apărare. Da. Ok. Pe noi acum ne interesează ca sufletul, sufletul lui Simion, să își caute, pur și simplu, prin voință, da, dă comandă, să-i vină, da, matricea lui originară. Matricea originală, cum a, după care, cum a fost creată, de creația originară, cum a plecat din sursă. Îmi spui dacă îi vine această matrice originară. Îmi vine o matrice, dar e ceva transparentă. Așa, bravo. E, să intre în ea, să intre în ea, Liviu. Ok. Ce se întâmplă când intră în ea? Nu știu, fac un schimb de... De energie, informații? Da, de informații, de energie. Se numește, se recalibrează, da? Practic, okay, da, practic, da, intră în codurile lui originare, sufletul, din această matrice și trebuie să iasă afară negru. Ce a fost contaminare, da? Ce are contaminare în informațională? Da, a scos afară, da, un parte de jos, văd. Așa, așa. Foarte mult. Așa, și apoi trebuie să se identifice cu matricea asta, da? De coduri. Coduri originare. Da. Transparentă, frumoasă, s-a schimbat? Da, da, s-a, da, schimbat, da, da. Cum a devenit acum? Da. Tot transparent. Tot transparent, asta spun. A devenit transparent, luminos, da? Da, da, da. Frumoasă, da, da. Frumos, da, e, da. Acum, eu vreau să... Eu îți spun o declarație, da, tu i-o spui și partea, da, subliminală o spune după tine, da? Da. Să spună că anulează. Eu spui în gândul după mine, da? Eu, da, ți-o spun, da, ție și tu spui. Da. Okay, că anulează, da, orice contract, înțelegere sau pact pe care l-a făcut vreodată cu orice ființă de înaltă joasă frecvență care
nu a avut în vedere cel mai înalt interes al ei sau al lui ca suflet. Da? Că anulează orice creație care i s-ar fi făcut, orice clonare, orice copiere, da? Da. A codurilor ei și că își retrage tot ADN-ul de pe oriunde, din orice loc sau timp, pe unde i s-a fost luat, da? Da. Că distruge orice matriță și orice informație care i-a fost luată, citită. De asemenea, își retrage amprentele și informațiile din toate cronicile și bibliotecile entităților. Ce s-a întâmplat? Ai văzut ceva? S-a întâmplat ceva când a făcut declarațiile astea? Bine, oricum s-a curățat, recalibrat odată ce a intrat în matricea originală, da? S-au separat niște informații. Mm-hmm. De asemenea, declară că anulează toate liniile genetice care le-a avut, care le-a generat, care au fost generate cu sau fără voia ei, sau care a consimțit la generarea unor linii genetici. Partea subliminală, ce vrea să facă de acum? Vreau să ne spună sufletul, ce vrea să facă de acum încolo? Zice că vrea să reîncarneze. Vrea să reîncarneze? Da. Păi abia am ajuns în lumină. Deci abia am ajuns pe planeta unde nu a fost interferat. Unde nu era interferat. Să se încarneze unde vrea să se încarneze? Într-o viață vrea să reîncarneze. Cum? Într-o viață de om vrea să reîncarneze. Vrea să întoarcă aici pe Terra? Da, da, da. Da? Da. Ok. Terminat experiența, înseamnă. Da, nu și-a terminat. De ce? Ce zice? Ce ar vrea să se... Ce ar vrea să mai experimenteze? Bucuria de a trăi. Bucuria de a trăi. Da. Nu ai experimentat bucuria? Nu. Uite, noi spunem că poate să experimenteze bucuria oriunde, de acum încolo, în orice loc din universul ăsta. Dacă vrea să întoarcă pe Terra, este dorința lui, da? Da. Dar, deocamdată, noi îl lăsăm aici, pe planeta lui, da? Îl lăsăm aici, pe planeta lui sau undeva într-un loc, într-un portal de înaltă vibrație de lumină, unde îl rugăm să reflecte un pic, să stea și să reflecte. Are tot timpul din lume să se încarneze, să se ducă oriunde ar vrea, da? Da, întâi da. Are nevoie de puțin de momente în care să fie ea cu ea, să-și sedimenteze, uite, amintirile, pentru că și-a recuperat o grămadă de amintiri. Da? Da, parcă trec fel și fel de filme, așa. Păi da. Imagini. Da. Noi o lăsăm aici, Liviu. Ok. Mm? Da, da, da. Ne luăm la revedere. Îi mulțumim pentru această călătorie. Ne mulțumesc. Dacă vrea să transmită ceva cuiva. Ce spune?
Are ceva de transmis? Ne mulțumește foarte mult că l-am ajutat. Ok. A zis ceva de cuvintele sunt mai puțin. Ca valoare a recunoștinței. Ok. Tu dacă vrei și cred că vrei să te îmbrățișezi și să vă iertați, da. Să-l ierți? Da. Ce zici? Da, l-am luat în brațe, da. Așa. Și îl lăsăm aici, în lumină, da? Da. Ok. Acum, eu o să număr de la 1 la 3, iar tu vii aici și acum. 1, 2, 3. Da, tot aici. Așa. Da. Acum, aș vrea, Liviu, să-mi spui cum te simți. Foarte bine, sunt energizat ca niciodată. Bravo! Acum aș vrea să mergi în canalul tău de abundență benefică. Da, sunt acolo. Ok. Îți aduci, ți-ai de acolo bucurie, sănătate, abundență. Tu ceea ce îți dorești, tu materială, ce ai nevoie. Da. Uite, ți-ai așa, faci un... cum vrei tu să construiești. O conductă și o lași să cadă. Da. Abundența din canalul de abundență, da? Peste casa ta, peste tine. Când te întorci, îmi spui. Gata. Ok. Acum, cu energia asta și energia de la sursa mamă creatoare, faci o... îți cureți casa, da? Îți cureți aici locația. E? Da? Da, e curată. E curat. Era curățată și astăzi, e curățată și, da. Curățată și acum, da? Da. Ok, cu acestea fiind spuse, îți mulțumesc și eu pentru această călătorie. Ne adunăm părțile eterice. Le despărțim, partea mea de partea ta, de partea că avem aici cu noi și pe Mihaela, da? Da. Deci ne adunăm ce este al nostru, curățăm, periem părțile eterice și le așezăm pe noi, da? Ne curățăm și câmpurile morfice, tăiem toate legăturile care s-au creat de-a lungul acestei investigații, identificăm toți nanoboții, nanotransmițătorii, nanoformatorii, iluminăm, îi scoatem afară și ardem. Ai găsit? Din ăștia ai făcut? Da, da. Așa. Ok. Anulăm noastră pentru această sesiune. Se încheie aici. Da. Închidem portale, sigilăm canale. Eu opresc aici înregistrarea.